Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Promisiunea lui Dumnezeu pentru fiii risipitori. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Luca 15, versetul 20. Iată un lucru interesant, dar neștiut despre pilda fiului risipitor, așa cum îl subliniază pastorul James Bradley. Familiile iudeilor care își duceau traiul în sate mici erau comunități cu relații strânse, iar oamenii se cunoșteau foarte bine între ei. Așadar, când se întâmpla câte ceva, vestea se răspândea cu repeziciune. Când fiul cel mic și-a cerut moștenirea, era ca și cum i-ar fi spus tatălui său: "Nu mai pot aștepta până mori, vreau ce-i al meu acum." Așa ceva nu se mai auzise. Apoi mezinul a plecat, a uitat de valorile în care crescuse și și-a risipit averea pe chefuri și femei ușoare. Prin urmare, a ajuns falit, lucrând la cocina porcilor. Pentru un evreu, îți poți imagina rușine. După ce i-a frânt inima tatălui său și a încălcat regulile comunității, s-a hotărât să se întoarcă acasă. Aceea a fost clipa în care tatăl a alergat să-l întâmpine. Iată de ce. Dacă el se întorcea acasă după un eșec atât de drastic, bătrânii orașului trebuiau să organizeze o ceremonie a rușinii, cunoscută în evreiește drept chezazah. Era luat un ulcior de lut și dat cu el de pământ în fața băiatului, ceea ce însemna că legăturile lui cu comunitatea erau rupte și că nu mai era binevenit. Acesta a fost motivul pentru care tatăl său a alergat să-l întâmpine. El spunea: "Trebuie să ajung la fiul meu cu harul înainte să ajungă ei cu legea. Trebuie să-i dau o speranță înainte ca ei să-i o fure. Eu mă gândesc la o altă ceremonie, o petrecere de bun venit pentru a-i sărbători revenirea." Ceea ce a făcut atunci tatăl pentru fiul risipitor, Dumnezeu o face pentru tine astăzi, dacă te întorci la El.